Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, iată care sunt titlurile ediției. Lucrările la noul sens giratoriu de pe Calea București sunt în plină desfășurare. Va fi cel mai mare sens giratoriu din municipiu. Când vor fi terminate, aflați la știri. Muncitorii care lucrează la sensul giratoriu au de înfruntat temperaturi extrem de ridicate. Cum reușesc oamenii să se protejeze de razele ultraviolete, vedeți la Observator. Canicula va continua până la sfârșitul lunii iulie, chiar până pe 2 august și din acest motiv medicii au venit cu o serie de sfaturi utile tuturor oamenilor. Ce spun specialiștii, vă spunem imediat. De astăzi, la fosta închisoare din Pitești, au început evenimentele dedicate școlii de vară, fenomenul Pitești. A ținut să fie prezent și Gheorghe Plop, fost deținut politic al închisorii din Pitești, cel care a vorbit despre ororile prin care a trecut în perioada comunismului. Prin cursurile școlii de vară, fenomenul Pitești, fosta închisoare din Pitești a deschis porțile către publicul larg. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție și este destinat studenților și masteranzilor care sunt informați cu privire la fenomenul Pitești. Fenomenul Pitești a fost o acțiune a regimului comunist pusă în practică de către securitate prin intermediul fostilor deținuți politici. Ea a început aici în Pitești, în închisoarea în fața căreia ne aflăm acum, dar ulterior a fost extinsă și în alte centre de detenție din România. Pe aici, prin Pitești, au trecut 600 de studenți care au fost torturați. Practic, securitatea avea să afle informații de la ei despre cei care au rămas în afară, ca să opereze alte arestări, ceea ce s-a și întâmplat. Și pentru acest lucru au pus în practică o acțiune de o violență ieșită din comun. Practic, deținuții erau forțați să se bată între ei, s-a ajuns la torturi foarte greu de imaginat, erau obligați, de exemplu, unii dintre ei să-și mănânce fecalele și să bea urină, erau bătuți de dimineață până seara, la comun sau individual, nu erau lăsați nici să doarmă unii dintre ei, a existat un caz de un deținut care nu a dormit timp de 10 nopți, erau ținuți în poziții fixe timp de câteva săptămâni, chiar de câteva luni, fiecare moment al zilei reprezenta un chip. La ediția din acest an a fenomenului Pitești a fost prezent și Gheorghe Plop, fost deținut politic, cel care a trecut prin închisoarea de la Pitești. În primul rând, ei aveau niște cozi de mătură, cozi, erau priciuri. Priciurile sunt niște paturi de lemn făcute așa. Astea aveau niște picioare de lemn. Cu acestea erau bătării care l-a luat așa din senin. Ei venea lui, ce-a zis, gata, ia, pe bandiți acum. Ei erau o serie de reeducați de la Suceava veniți. Așa. Și cu ajutorul ăsta, noi eram obligați să stăm pe priciuri. Stăm într-o poziție foarte incomodă. Ca să stai pe prici întins, așa, adică să stai în fund cu picioarele pe astea, este un chin extraordinar de putere. Nu v-aș recomanda să stați măcar așa 2-3 ore ca să vedeți cum e, dar 3-4 săptămâni la care se mai adăuga și tratamentul alimentar. Mâncare foarte proastă, niște zeamă de murături, iar câteodată când erau sărbători, îți dădeau niște zeamă cu copite. Evenimentul a presupus și o slujbă de pomenire a celor care și-au pierdut viața la închisoarea din Pitești. Adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le iblemisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Lucrările la noul sens giratoriu de pe Calea București sunt în plină desfășurare. Așa cum au promis acum câteva zile, autoritățile locale au demarat lucrările pentru amenajarea celui mai mare sens giratoriu din oraș. Astfel se dorește legătura cu podul viitorul pasaj aerian de la Podul Viilor. Lucrările la noul sens giratoriu vor dura 2 luni, iar în această perioadă vor fi restricții de circulație în zona șantierului. Sensul giratoriu de pe Calea București era necesar pentru șoferii care tranzitează zona. Odată cu terminarea lucrărilor și de la Podul Viilor, giratorul va avea rolul de a prelua tot traficul de la pod. Astfel, circulația va fi mult mai fluentă, iar nervii șoferilor care erau nevoiți să aștepte minute în șir în coloane vor fi mai puțini. Lucrările de la viitorul sens giratoriu se află în desfășurare. Șantierul este plin cu utilaje și muncitori, iar stratul de asfalt a fost decopertat.
Pentru ca lucrările să se desfășoare în bune condiții, autoritățile locale au fost nevoite să restricționeze anumite zone. De asemenea, a fost instalat și un semafor pentru ca circulația să fie cât de cât fluidizată. Finalizarea amenajării celui mai mare giratoriu din municipiu se dorește a fi în septembrie. Până atunci, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zona Calea București și să respecte cu strictețe indicatoarele de circulație. Și pentru ca lucrările la viitorul giratoriu să fie finalizate la termen, muncitorii de pe șantier sunt nevoiți să înfrunte temperaturi extrem de ridicate în aceste zile. Singurele metode prin care se pot răcori sunt micile pauze de apă sau adăpostul la umbră. Canicula de bătăi de cap tuturor. Abstracție nu fac nici muncitorii care lucrează la sensul giratoriu de pe Calea București. Aceștia sunt nevoiți să înfrunte temperaturi de peste 35 de grade Celsius pentru ca lucrările să fie finalizate în termenul stabilit. Singura modalitate prin care oamenii se pot răcori este reprezentată pauzele pentru hidratare de care dispun. Pauze care sunt tot mai dese în aceste zile caniculare. Pauze foarte des. Foarte des. Aveți mâncări speciale, apă? Da, bineînțeles. Ce mai foarte, foarte foarte. Și pentru că meteorologii nu anunță vreo schimbare a temperaturilor, muncitorii vor mai avea de îndurat canicula toată săptămâna. Caniculă până la sfârșitul lunii iulie, chiar până pe 2 august, în perioada 25-28 iulie, temperaturile vor depăși chiar 37 de grade Celsius la umbră. După 29 iulie, temperaturile vor mai coborî, însă vremea rămâne în continuare extrem de caldă. Și chiar dacă le-ați mai auzit, sfaturile medicilor sunt foarte importante pentru că vă pot salva viața. Iată care sunt acestea. Este de asemenea important să ne hidratăm pentru o funcționare normală a organismului, să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11-18, să purtăm pălării de soare, haine lejere și ample din fibre naturale de culori deschise, consumul zilnic de lichide, aproximativ 2 litri pe zi, fără a se aștepta să apară senzația de sete. Este necesar un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Apa trebuie consumată în cantități mici, dar mai des. Lichidele consumate trebuie să nu fie foarte reci, deoarece se elimină mult mai repede din stomac decât cele calde. Nu consumați alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină sau de zahăr, deoarece sunt diuretice. Consumați fructe și legume proaspete, pentru că acestea conțin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Evitați pe cât posibil activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie. Diferența de temperatură nu trebuie să fie foarte mare. Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Pentru sugari și copiii mici, mențineți același tip de alimentație fără introducerea de alimente noi în această perioadă. La cel mai mic semn de suferință al copilului sau mamei, aceștia se vor prezenta la medicul de familie, care va decide conduita terapeutică. Dacia produce din ce în ce mai multe mașini. 88% din producția locală este marcă autohtonă, în timp ce uzina Ford de la Craiova produce restul. Conform Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, în primele 6 luni ale lui 2015, în țara noastră s-a înregistrat o creștere cu 1% în ceea ce privește producția de autoturisme, față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă în anul 2013 uzina Ford de la Craiova producea 19% din totalul mașinilor fabricate în România, acum a ajuns doar la 12%. Și dacă Ford produce în România din ce în ce mai puține mașini, Dacia fabrică din ce în ce mai multe. În primele 6 luni ale acestui an, uzina de la Mioveni a produs cu puțin peste 186.000 de autoturisme, cu 4% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. În total, atât Ford cât și Dacia au fabricat în primele luni ale acestui an peste 212.500 de mașini, conform Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Mai mult, Dacia a depășit chiar și volumul atins în prima jumătate a anului 2013, un an record pentru brandul autohton, când s-au asamblat în total 342.000 de mașini. Sâmbătă dimineață s-a desfășurat al doilea amical al verii pentru CS Mioveni, de această dată în compania celor de la ACN Dinicu Golescu Câmpulung.
Galbenverzii s-au impus cu 6-0. 6-0 a fost scorul final al confruntării dintre CS Mioveni și CN din Niculescu Câmpulung. Pentru gazde a înscris Honciu, Buhăescu 3 goluri, Iancu și Nilă. Antrenorul Claudiu Niculescu a folosit câte o echipă în fiecare dintre reprize, respectiv CS Mioveni, prima repriză, Popescu, Tirică, Calvin, Negoiță, Edi Stoica, Răuță, Marinescu, Alin Popa, Honciu, Aiza, Buhăescu, CS Mioveni, a doua repriză, Croitoru, Tirică, Bogdan Stoica, Șchiopu, Cătălin Stan, Biceanu, Trașcu, Iancu, Năstăsie, Gălan, Nilă. Argeșenii vor pleca în această săptămână în cantonamentul montan de la Cheile Grădiștei, unde vor fi de asemenea programate și alte meciuri de verificare. Noul sezon competițional al Ligii a doua la fotbal va începe la sfârșitul lunii august. SCM Argeșul Pitești a mai adus doi jucători cu mare experiență la antrenamentele formației. Este vorba despre Andrei Mărgăritescu și Robert Neagoe, jucătorii pe care antrenorul Adrian Neaga îi vrea la echipă în acest sezon. Doi noi jucători cu mare experiență s-au prezentat la antrenamentele celor de la SCM Argeșul Pitești sub comanda lui Adrian Neaga. Este vorba despre Andrei Mărgăritescu și Robert Neagoe. Deocamdată, cei doi doar se antrenează cu SCM-ul, însă ținând cont de relația bună pe care o au cu antrenorul Neaga, sunt șanse mari să și semneze cu argeșenii. La antrenamente, în continuare, antrenorii SCM-ului, Adrian Neaga și Adrian Dulcea, au mulți jucători. Hai, nu te grăbi, da? Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a venit la Pitești pentru a asista la partidele de la turneul ITF Open Comesad. Cosac a ținut să-i laude pe organizatori pentru turneul ce adună la start participare chiar internațională. George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, și-a făcut timp pentru a trece prin Pitești, aici unde are loc turneul ATP Open Comesad. Cosac a ținut să laude organizatorii pentru turneu, mai ales că tot din acest lucru Piteștiul are de câștigat. Dacă vă uitați și numărați câți sportivi sunt pe cele două tablouri, veți vedea că 40-50 de sportivi vin și cheltuiesc bani aici. Ei plătesc bani aici la hotel, ei plătesc banii pe transport aici, ei mănâncă aici. Deci este și un pic de turism, deci e un pic de promovare, e un pic de turism, este un pic din de toate. Și organizatorii se bucură de turneul din acest an, mai ales că de data aceasta condițiile sunt mult mai bune, iar premiile pentru câștigători sunt mult mai mari. Din punct de vedere, să iau așa cu plusuri, organizatorii, noi fiind la prima ediție, nu pot spune că am avut minusuri atunci. Dar am venit cu anumite plusuri anul acesta, fără a le simți ceilalți sportivi ca fiind plusurile de anul trecut. Adică, dacă vreți să fiu chiar punctual, față de anul trecut am construit o tribună, față de anul trecut avem un fizioterapeut al bazei noastre care foarte mulți, fiind și foarte cald, sportivi au beneficiat de serviciile lui. CS Dacia Mioveni a obținut două medalii de bronz la campionatul național de not pentru cadeți ce s-a desfășurat la București. Ștafeta formată din Alexandra Dragomir, Laura Tudora, Andra Mitu și Andreea Dumitrescu a ocupat locul 3 la 400 de metri mixt și 4 la 100 de metri liber. CS Dacia Mioveni a participat la o nouă competiție de obiectiv la not. Este vorba despre campionatul național rezervat cadeților, desfășurat săptămâna trecută la București. Pe lângă parcursul bun și timpii înregistrați de toți cei prezenți din partea clubului argeșan, trebuie făcută o mențiune specială pentru ștafeta formată din Alexandra Dragomir, Laura Tudora, Andra Mitu și Andreea Dumitrescu. Sportivele pregătite de Viorel Ciobanu au obținut bronzul la 4x100 metri mix și 4x100 metri liber. Aceste rezultate demonstrând că munca depusă până acum a fost una pe măsură. CSM Pitești a participat la ediția 6 a Cupei CSS 6 București la Caia Canoe. Clubul argeșan a obținut 7 medalii, dintre care 2 sunt de aur, 2 de argint și 3 de bronz. CSM Pitești a participat sâmbătă la o regată de caia canoe, ediția 6-a a Cupei CSS 6 București, ce a avut loc pe lacul Herăstrău. Clubul nostru a obținut 7 medalii, dintre care 2 sunt de aur, 2 de argint și 3 de bronz. În clasamentul general, CSM Pitești s-a clasat pe locul 2 din cele 10 grupări invitate la concurs. S-au evidențiat sportivi precum Mihai Ghiță, Alexandru Cioboată, Gianin Mărculescu și Cristian Nicolescu.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!